Șobolanii morți găsiți în mâncarea pentru păsări este ceea ce a găsit un mehedințean în doi saci de concentrate pentru animale. Bărbatul povestește că inițial a cumpărat un sac de furaje pentru pui, iar în interior a găsit două răzătoare moarte. Numărul a fost uimirea când a mers la magazin, iar marfa a fost schimbată, însă și de această dată a găsit corpul altui șobolan mort în sacul nou achiziționat. Cum ați reacționat când ați văzut răzătoarele? Mi s-a întors, mi-a venit senzația de sofomit. Mai ales când am văzut cum erau acolo exact asupra sacului. Intrați în putrefacție? Da, erau uscăți deja. Vă dați seama că tot sângele de la asta a intrat în concentrate. Cum dai la animale o mâncare care scura tot dispreție. Zicem că ne îmbolnăvim cu nu știu ce fel de boli. Ne îmbolnăvim de la șobolani. Ăștia sunt tot felul, sunt o sursă de infecție, de boli, da. De... Exact. Ce se întâmplă cu păsările care mănâncă? Ce se poate întâmpla? Pot să fac hemoragie dacă sunt otrăviți, pot să fac o hemoragie, pot să face diarie și să duc, sau pot să fac tot la fel, încep cu cuțitul ăla care zici că e necat. Plus că șobolanii sunt o sursă de boli. Infecție, da. Ala vă le pui mâncare, o treabă ca să-i omori și intră în contact în altă parte. Care dai losă de la păsări un lucru ca lumea, îl dai șobolan morți. Asta s-ar putea să fie în locul oaselor de, care se bagă la concentrate, că se fac. Oase de, sau nu știu cum le spune, e... Făină de oase. Făină de oase, da. Șobolan morț. Mehedințeanul spune că, deși a fost șocată de cele petrecute, nu va depune plângere la protecția consumatorului. Astfel, în acest caz, este foarte posibil ca producătorul să scape basma curată din toată această poveste.